Se apropie Black Friday, iar românii își pregătesc bugetul pentru cumpărături masive, în special online. În topul preferințelor românilor care vor face cumpărături în zilele cu mari reduceri sunt electrocasnicele și electronicele, dar sunt urmate îndeaproape de haine, încălțăminte și accesorii. Un studiu realizat de o agenție de marketing arată că majoritatea românilor cheltuie de Black Friday între 500 și 1000 de lei, dar sunt și cumpărători care alocă sume consistente pentru această perioadă de reduceri. Haideți să vedem ce mai cumpără românii de Black Friday și care sunt obiceiurile cumpărătorilor. Întrebați ce au de gând să cumpere în acest an de Black Friday, 52,5% dintre respondenți au spus că și-au pus deja pe listă electronice și electrocasnice. Pe locul 2 se află segmentul fashion. 16,6% dintre participanții la un studiu au spus că vor cumpăra haine, încălțăminte și accesorii. Pe locul 3 se situează cărțile. Circa 9% dintre respondenți au spus că de Black Friday vor cumpăra cărți. 5,7% dintre respondenți și-au propus să cumpere articole de casă și grădină și tot 5,7 cosmetice și produse de îngrijire personală. Dacă vă întrebați de unde se informează românii despre Black Friday, ei bine, 47,3% dintre participanții la studiu au spus că principala sursă de informare este eMAG. 16,6% dintre ei se informează de pe site-urile brandurilor, iar 11% folosesc comparatoarele de prețuri. Cei mai mulți respondenți preferă să facă cumpărăturile în dimineața zilei de Black Friday. Seara ocupă pe locul 2 în preferințele participanților, iar miezul nopții se poziționează pe locul 3. Cei mai puțini aleg intervalul prânzului pentru a-și cumpăra produsele de Black Friday. Studiul mai arată că anul trecut, 38,5% dintre cumpărători au alocat în 2017 un buget între 500 și 1000 de lei pentru Black Friday. 31,7% dintre ei au ales să cheltuie peste 1000 de lei, în timp ce 29,8% au cheltuit între 100 și 500 de lei. Studiul a fost realizat la începutul lunii octombrie pe un eșantion de 205 persoane, dintre care fac parte antreprenori, IT-iști, directori sau specialiști de marketing, precum și persoane din management. În acest an, în România, Black Friday are loc în 16 noiembrie și în weekendul ce urmează acestei vineri. Însă unele magazine participante aleg să ofere reduceri în perioada 16-18 noiembrie. Alte magazine vor oferi diverse promoții și reduceri în intervalul 23-25 noiembrie, cu o săptămână mai târziu, cum s-a întâmplat și în anii anteriori.